Ziua bună, prieteni! Sunt Vali Conea și astăzi o să vă vorbesc despre comorile unui haiduc. Un haiduc cu puteri necurate, cu ajutorul unui material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Comorile haiducului Radu Angel, haiducul cu puteri necurate. Un episod din Secretele istoriei. Radu Mami. N-ați văzut pe Radu Mami? L-am văzut la Crâșma Stanii, unde își beau drumeții banii și haiducii gologanii. Radu Mami, Radule, unde își beau drumeții banii și haiducii gologanii, Radu Mami, Radule. Așa sună versurile unei cunoscute balade închinate haiducului Radu Angel, cunoscut în folclor ca și Radu Mami. Despre acest haiduc sau brigand de-a lungul timpului s-au țesut numeroase legende și nici măcar istoricii nu au căzut de acord asupra adevărului istoric în legătură cu acest om. De fapt, Radu a intrat în istorie și mai ales în folclor datorită numeroaselor comori pe care haiducul le-ar fi ascuns în Dâmbovița sau Câmpul Ungușel. Și în ceea ce urmează, vom încerca să deslușim câte ceva despre viața sa și despre comorile sale. Și pentru asta vom folosi puține resurse, provenite mai ales din legende și balade, dar și din câteva mărturii păstrate de-a lungul timpului, venite din partea unor bătrâni din zona Mușcelului și a Dâmboviței și din câteva articole din presa vremii. Fiul de pandur. Radu Angel era fiul unuia dintre pandurii lui Tudor Vladimirescu, Gheorghe Angel. Acest Gheorghe s-ar fi refugiat la mănăstirea Râncăciov când a fost zdrobită Revoluția de la 1821. Să nu uităm că Revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României. Revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale, iar deși a fost în cele din urmă înfrântă, a adus în atenția cancelarilor marilor puteri europene situația din principatele dunărene și a determinat Imperiul Otoman să pună capăt domniilor fanariote. Gheorghe Pandurul s-a stabilit în satul Moșten Greci, unde s-a căsătorit cu Despa. Au avut un fiu și o fică, băiatul fiind Radu, viitorul haiduc care avea să bage spaima în contemporani. Mai știm că sora lui Radu a avut și ea un băiat, pe Ionut, cel care va juca cumva un rol important în povestea ce urmează. Datorită unei providențe, astăzi știm cum arăta haiducul. E vorba de un portret făcut de pictorul Mișu Pop și care se regăsește în cunoscutul muzeu sibian Bruckenthal. Șansa portretului unic s-a datorat faptului că Mișu Pop era la Câmpul Lung atunci când haiducul a murit și a reușit să-i vadă trupul. În folclor se spune că Radu Angel, unul dintre cei mai faimoși haiduci, lua de la bogat și de la săraci. Însă, istoricii râd cu totul altceva, și anume că Radu nu era un personaj pozitiv. Mai exact, legenda haiducului cu inimă bună ar fi fost născocită de lăutari la comanda lui, după ce el le oferea mulți bani pentru a-i construi o imagine bună. Biografii lui Radu spun că acesta ar fi moștenit defectele tatălui său, adică hoția și lenea. De tânăr a intrat într-o bandă de hoți cu care dădea tot felul de spargeri și nu ocolea nici lăcașurile sfinte. De exemplu, el a jefuit și mănăstirea Cheia, lăcaș religios care nu a scăpat de furia și lăcomia sa. Travestit în călugăr, îl omoară pe Popa Marin, care îl recunoaște, apoi fuge, de alte spargeri, iar după îl bate și îl jefuiește pe însuși judecătorul Vespescu din Topoloveni. Scrie Alexandru Dinu în Botești, pagini din istoria unei așezări de moșneni. Haiducul avea puteri necurate. Mai toate legendele spun că Radu Angel avea puteri necurate și că din acest motiv nu putea fi ucis de un glonț normal. Se știe însă cu certitudine locul unde se refugia brigandul pentru a se ascunde de numeroasele potere care îl vânau. Este vorba de dealul Cetățea din comuna Bărbulețu, unde își avea o grotă bine ascunsă într-o zonă greu accesibilă. Bătrânii locului povestesc ceea ce le-au spus și lor strămoșii, adică faptul că Radu Angel își dotase grota cu tot ce era necesar unei locuințe obișnuite, pat, sobă din piatră și măsuță, și asta fiindcă Radu Angel poposea uneori luni de zile aici, până ce poterea îi pierdea urma. Intrarea în ascuzătoare însă s-a astupat odată cu trecerea timpului, a declarat Ion Alstani, un moșnean din Bosești. Faima de a avea puteri necurate i s-a atras și la faptul că scăpase nevătămat din mai multe încercări ale poterilor, sau cum spunea o baladă, „Dă-te, Radule, legat ca să scap nevătămat. Cum să mă dau eu legat la un ciocoi gulerat? Ziceți că mă dau legat când cu trei poteri mă bat?" Comandirul ordona foc la casă că dădea, iar Radu ce-mi făcea? Drumul carabinii da, pistoarele slobozea, acoperișul cădea, Radu jos se arunca, drum pe potere făcea și spre pădure fugea.
cum s-a născut legenda. Se pare că totuși istoricii au dreptate atunci când susțin că Radu Anghel, departe de a fi un haiduc, era mai degrabă un brigand care s-a îmbogățit peste măsură de pe urma jafurilor. Se știe cu siguranță că după fiecare atac sau jaf, brigandul sărbătorea prin chefuri mari, prin cârcimile dimbovițiene și era darnic, fără măsură, cu lăutarii, care îl măguleau prin tot felul de cântece, inventând așa zise fapte eroice. Radu e la Crâșma Stanii, unde beau drumeții banii și boierii gologanii. Radu bea vin din cel rece și cu lăutar petrece. Deci figura unui haiduc care lua de la bogați și da la săraci a fost o simplă născocire a lăutarilor, tocmiți chiar de Radu Anghel. Ba mai mult, martorii de pe atunci povesteau că brigandul era zgârcit și aduna aur și bani pe care îi îngropa în diverse locuri neștiute. Împușcat cu argint ca pe moroi. Dar lațul împotriva haiducului se strângea tot mai mult și se formaseră în anul 1866 mai multe potere din 4 județe, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Mușcel. La un moment dat, potrele l-au înconjurat pe dealul Cârstienilor, lângă satul Râncaciov. Haiducul s-a luptat mult timp cu potărașii și a dobărât pe mulți dintre aceștia. Se spune că atunci un căprar a scos un ban de argint și l-a tăiat în patru, după care a băgat bucățile în pușcă în locul alicelor de plumb. A tras și haiducul a fost grav rănit. Dar un om din potără argintul patru tăia, în pușcă el mi-l băga și după Radu trăgea. Pieptul mi-l străpungea, atunci Radu se sfârșea. Și cu toate astea, Radu Anghel a reușit să scape din încercuire și s-a târât practic reușind să ajungă la câmpul în Mușel, unde a murit din cauza rănilor și a pierderii masive de sânge. La căpătâriul său a asistat și pictorul Mișu Pop, cel care l-a și portretizat pentru eternitate. Haiducul a fost înmormântat în mănăstirea Sfânta Treime din oraș, la presiunea târgoveților, fiindcă inițial popii nu fuseseră de acord și asta datorită faptului că haiducul brigand jefuise în timpul vieții mai mulți preoți și călugări, dar și lăcașul sfinte. Există și o altă variantă în care Radu Anghel, atunci când l-a jefuit pe judecătorul Vespescu din Topoloveni, ar fi fost rănit în timpul jafului și că de acolo i s-ar fi tras moartea. Dar această variantă nu se susține, fiindcă nu corespund datele, adică ziua și anul. Comoara de la Tufanul Omului. Potrivit locuitorilor din zonă, pe dealurile Ștefăneștiului, există multe foste ascunzători ale haiducilor lui Anghel și, cel mai probabil, chiar locuri unde și-ascundea comorile bogății care nu au fost găsite până acum. Din acea perioadă a brigandului a rămas în tradiția populară și legenda galbenilor jurați, reprezentată de flăcrele care sunt vizibile ocazional pe dealuri și care ar indica locul unde sunt ascuse comori, în special bani și obiecte de aur. Conform istoricilor, dar și etnografilor, galbenii jurați reprezentau comorile haiducilor sau ale bandiților, îngropate în locuri tainice și apărate de un aprig blestem ce urma să cadă asupra celui care trăda locul comorii. În zona încă mai există unul dintre cei mai bătrâni copaci din țară, cu o vârstă apreciată la circa 500 de ani și pe care localnicii îl numesc fie copacul lui Anghel sau tufanul omului, iar numele lui este legat de haiduci, jafuri și comori îngropate și uitate în rădăcinile stejarilor seculari, ca de altfel și în multe alte legende de pe întreg cuprinsul României. Bătrânii din satul Bogați spun că arborele lui Anghel sau tufanul omului a aparținut haiducului Radu lui Anghel din Greci, unii afirmând că arborele era locul în care se lăsau mesaje și locuri de folosință pentru haiduci. Bătrânii din satul Bogați spun că arborele lui Anghel sau tufanul omului a aparținut haiducului Radu lui Anghel din Greci, unii afirmând că arborele era locul în care se lăsau mesaje și lucruri de folos pentru haiduci. Căutătorii de comori au săpat în jurul copacului, dar în afară de câteva obiecte ruginite, nu au găsit nimic. Și totuși o comoară ar fi pe undeva pe acolo, fiindcă uneori în nopțile de august, flăcările joacă prin pădure. Aurul de la Cetățea. Una din legendele atribuite lui Radu Anghel, localizată în comuna Bărbulețu din județul Dâmbovița, ne spune că aici ar fi ascuns o comoară într-o peșteră și că Radu s-ar fi ascuns în vârful unui deal, în zona satului Cetățuia sau Cetățea, într-un loc inaccesibil, ori de câte ori era căutat de potără și că acolo și îngropa frecvent taveră. Dar cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, intrarea în posibilă ascunzătoare s-a blocat în urma unor surpări și astfel comoara lui Radu Anghel ar fi devenit inaccesibilă. Și în zona Cetățuii s-au prezentat mulți aventurieri dotați cu tot felul de detectoare. S-au făcut multe cercetări și săpături legale, dar rezultatul a fost nul.
Și cu toate acestea, și astăzi sunt încă mulți visători care speră să pună mâna pe aurul Haiducului și sapă de zor. Și totuși peștera Dâmbovicioarei. Peștera Dâmbovicioara a fost săpată în munte de apele repezi ale pârâului Dâmbovicioara, afluent al râului Dâmbovița. Spre deosebire de alte peșteri umede, aceasta este o peșteră uscată, deoarece pârâul și-a groit alta albie și a ieșit de multe veacuri din măruntaile muntelui. Spre deosebire de alte peșteri, tocmai pentru că nu mai este străbătută de ape, Dâmbovicioara este o peșteră mai caldă, cu o temperatură de 10-12 grade și cu o atmosferă moderată. Peștera Dâmbovicioara este formată dintr-o galerie unică, cu o lungime totală de 555 de metri. Interesante sunt și desenele rupestre, foarte vechi, care se pot observa pe stâncile din peșteră. Oamenii din partea locului spun că este imposibil ca aici să nu se fi ascuns în vremurile trecute haiduși temuți precum și eroul nostru Radu Anghel. Aici ar fi ascuns comorile după ce jefuia conacele și mănăstirile din Dâmbovița, dar se pare că le-a ascuns atât de bine încât nimeni nu a găsit nicio comoară până acum, sau nu știm noi toate detaliile. O altă legendă spune că aici au locuit și doi haiduci de-a lui Radu Anghel, care ar fi avut misiunea să apere o comoară. Cei doi, Fulga și Budac, au fost trădați. Fulga a fost împușcat, iar Budac închis. Dar potrele nu au găsit nimic prețios în peșteră, în afară de mai multe arme haiducești. Iar cu toate promisiunile de grațiere sau a torturilor, Budac nu a trădat locul galbenilor jurat și blestemat și a sfârșit în pușcărie. Dar povestea nu se termină aici. În zonă se mai spune și povestea călugărului Elefterie, cel care a părăsit brusc mănăstirea și a renunțat la monahism. Se știe că s-a mutat la București sub numele de Gheorghe Dâmbovițeanu și că a devenit brusc un om de afaceri bogat, construind un han și câteva cârciumi prin centrul vechi. Și se pune următoarea întrebare. De unde a avut bani un simplu călugăr de la mănăstire, destul de săracă și izolată? Se pare că Elefterie, cel care a avut relații cu haiducii și venea des la peștera Dâmbovicioarei, ar fi găsit comora lui Radu Anghel și lacom și orbit de aur și a trădat credința și jurământul. Se mai știe că a murit într-un incendiu nocturn care cuprinsese hanul său din centrul vechi. Accident sau o pedeapsă bine meritată venită din partea celor cărora le-a înșelat încrederea? Nu se știe, dar putem bănui. În fine, recent s-a mai descoperit o galerie, unde se poate ajunge doar târâși și unde au fost găsite resturi fosile ale unui urs foarte mare de peșteră, dar și urme de habitat uman. Sunt toate șansele ca în această galerie să fi fost locul unde Radu Anghel își depozitase aurul, descoperit întâmplător și furat de fostul călugăr Elefterie. O nuntă ca în povești. Mărturiile vremii povestesc și de un nepot al lui Radu Anghel, băiatul surorii sale, care prin anul 1867, la un an de la moartea haiducului brigant, a cerut-o de nevastă pe Măriuca, fata popii din Bogat, și apoi a făcut o nuntă ca în povești, la care a aruncat în stânga și în dreapta cu mulți galbeni. Se pare că nepotul știuse de o parte a comorii, sau chiar haiducul să-i fi dezvăluit secretul uneia dintre tainițele sale. Și este clar că nepotul Ionuț, om simplu, nu putea fi acceptat de popă ca ginere dacă acesta nu ar fi avut oarecare avere. Și se pare că nepotul lui Radu Anghel a avut-o, dar de unde o avea, putem doar bănui. Cert este că cel puțin doi oameni au beneficiat de comorile lui Radu Anghel, sau cel puțin o parte dintre ele, călugărul Elefterie și Ionuț, nepotul haiducului. În final putem trage cel puțin două concluzii primare. Prima ar consta în faptul că Radu Anghel nu prea a fost un haiduc onorabil, așa cum îl glorifică legendele populare, ci un simplu, dar lacom bandit. Iar a doua concluzie ar fi aceea că legendele au avut și ele un adevăr, și anume, fabuloasele comori ale haiducului brigant. Și faptul că acesta și-a răspândit comoara în mai multe locuri tainice și că încă o mare parte din aurul jefuit își așteaptă ziua în care va fi descoperit. Dar când va veni și ziua aceea, nimeni nu poate să ne spună. S-ar putea ca doar hazardul să facă ca aceste comori să fie descoperite, și asta fiindcă nu există informații clare, documente sau mărturii care să devoaleze aceste taine cu parfum de comoară. Acesta a fost materialul legat de comorile haiducului Radu Anghel, un haiduc cu puteri necurate. Un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!